Tu dacă faci un business, poți să-l faci, cum am spus, lifestyle business. Asta e, vrei să trăiești din el liniștit, să nu te doară capul și and that's it. Da, vrei să lucrezi tu 2-3 ore pe zi, să pleci în vacanță în Maldive și să fii fericit tot restul vieții tale. Good luck with that. E o politică ce sigur funcționează pentru unii. Poți să faci business-ul ăsta, în schimb, ca să-l vinzi. Te gândești la el ca la un produs. Eu fac acest produs, care se numește compania mea, și la un moment dat o voi înstrăina pentru un preț rezonabil pentru acest produs pe care îl iau, îl fac și îl vând. Tu trebuie să te prinzi ca antreprenor, știi? Adică ce fel de business vrei să faci? Îl faci ca lifestyle? Faci ca și produs pe care să-l vinzi sau îl faci să fie un super business care deja se duce pe alte nișe, adică la final domină piața pe care au adresat. Deci tu trebuie să te prinzi ce construiești.